6 sibieni sunt cercetați de DIICOT fiind învinuiți de săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane. În perioada 2010-2011, sibienii au racolat mai multe victime de la un azil de noapte din municipiu, persoane cu situație materială precară sau suferind de afecțiuni psihice. Victimelor le-a fost promis un loc de muncă în Germania, însă odată ajunse acolo erau obligate să practice cerșetoria sau prostituția și să fure. Fiecare trebuia să predea la finalul zilei suma de 100 de euro membrilor grupării. Dacă nu strângeau sumele cerute, erau maltratate. Învinuiții au mai sustras din fabrici sau șantiere dezafectate din Germania importante cantități de cupru și combustibil. În acest dosar au lucrat și ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Crimei Organizate Sibiu.